Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Ediție specială a știrilor Europa FM, alături de Alicia Cobescu și Cătălin Striblea. Bun venit! Bine v-am găsit. Președintele Putin, spune purtătorul de cuvânt de la Kremlin, este dispus să revină la masa negocierilor doar în condițiile în care Ucraina devine neutră și se demilitarizează. Domnul Peskov a vorbit cu publicația de la Bruxelles, Politico.eu, e o publicație de analiză politică. Spune așa: președintele Putin și-a formulat viziunea despre ceea ce așteptăm de la Ucraina pentru a rezolva problemele conceptuale ale liniei roșii. Să accepte un statut neutru, să accepte să nu desfășoare arme. Întrebarea este dacă conducerea Ucrainei este pregătită pentru asta, spune domnul Peskov. Întrebat dacă Rusia este pregătită să discute cu conducerea Ucrainei, Peskov spune: da, desigur, putem face asta dacă și Ucraina vrea. Știți că în prima parte a zilei, sau de fapt azi noapte, președintele Zelensky a încercat să ia legătura cu președintele Putin, dar acesta nu i-a răspuns. Și de la primele ore ale dimineții, atacurile Rusiei au lovit Ucraina. Potrivit datelor rusești, ar fi vorba de 70 de ținte militare, dar astea ar fi fost atacate. Ele sunt pe întreg cuprinsul Ucrainei, de la est cele mai multe până la vest, fiind lovite ținte și la Liov. Și de partea cealaltă, ucrainienii spun că au doborât 6 avioane rusești și mai multe elicoptere blindate, exact. Și au luat și prizonieri, este ceea ce ne-a declarat și însărcinatul cu afacerea Ucrainei în România într-un interviu pentru Europa FM, pe care îl vom asculta împreună imediat. Am întrebat, m-a interesat în mod deosebit după ce am primit teribila veste a bombardamentelor din zorii zilei asupra unor obiective din Ucraina. Care este situația acum și de unde o poți afla mai bine, Cătălin, dacă nu de la ambasadorul Ucrainei în România? Până la urmă spunea că grosul atacurilor și distrugerilor s-a produs în această dimineață și că exploziile s-au produs inclusiv în apropierea capitalei Kiev, că armata ucraineană ține piept și iată, provoacă și ea la rândul ei pagube, dar infrastructura aeriană este serios afectată pentru că bombardamentele au vizat aeroporturi, veți vedea. Cred că putem să-l ascultăm pe Paun Rohovei și imediat vom vorbi și cu Cristian Diaconescu. Atacurile masive au avut loc în dimineața zilei de astăzi. Cu părere de rău, ceea ce au reușit ei dimineața, scoatere în funcție a mai multor obiective strategice de infrastructură, inclusiv și infrastructură militară. Însă armata ucraineană a reușit să stopeze unele direcții de atac. Pe lângă toate, atacurile continuă foarte masiv, dinspre nord, Harkov, chiar de pe teritoriul Belorusiei se efectuează atacuri cu rachete și cu artilerie. În același timp, armata ucraineană repostează. Acum acționăm foarte prompt pe două căi foarte importante. Una e cea militară, de a face față atacurilor care continuă, și în cadrul acestor atacuri au fost doborite de forțele armate ale Ucrainei 6 avioane de lupte ale Federației Ruse, un număr de helicoptere și mai multe blindate și tancuri. Sunt și prizonieri din rândurile armatei ruse. A doua cale despre care vorbeam e calea politico-diplomatică pe care contăm. Ne axăm acum pentru a obține cele sancțiuni drastice împotriva regimului Putin, încercarea de a-l opri cumva. Care este impactul asupra populației civile, domnule ambasador? Se aștepta panică, se aștepta, lumea e foarte calmă. Același timp există un număr mare de oameni care într-adevăr s-au speriat. Există această frică, deoarece unele proiectile, unele rachete au ajuns până sub Kiev. A fost atacat aeroportul din Odessa, a fost atacat aeroportul din Kharkov, aeroportul Borispol, a fost distrusă infrastructura de comunicare aeriană. Avioanele militare pot zbura, sunt asigurate cu stațiuni mobile.
Se mai poate circula acum, domnule ambasador? Populația civilă mai poate circula acum pe teritoriul Ucrainei? Poate, poate, însă știți foarte bine că pe tot teritoriul Ucrainei a fost introdusă starea de război, care prevede un număr de restricții de circulație pe timp de noapte. Practic sunt mai multe restricții. Dar în general pot circula. Punctele de trecere a frontierei lucrează în regim normal. S-a mărit numărul persoanelor care ies din țară, inclusiv și înspre România, dar nu există blocajuri care să nu permită o circulație cât de cât bună în situația aceasta gravă în care sunt. Care știți că este situația la Kiev? Cât de aproape sau dimpotrivă, de departe știți că sunt trupele rusești de Kiev? Da, guvernul, conducerea Ucrainei tot sunt la Kiev, majoritatea populației tot sunt în Kiev. Există un avânt de patriotism, aș vrea să menționez acest fapt. Lumea e calmă și e pregătită. Și din rândul civililor sunt pregătiți toți pentru a riposta. Vorbeați despre sancțiuni drastice pe care le așteptați din partea vestului la adresa Federației Ruse. Domnule ambasador, sancțiuni au mai fost. De ce ar ajuta? De ce credeți că ar împiedica sancțiunile, ceea ce Vladimir Putin a declanșat azi noapte? Orice război necesită cheltuieli foarte mari. O deconectare a Rusiei de la sistemul SWIFT, de la sistemele internaționale financiare, o serie de altele sancțiuni economice care ar bloca economia rusă, ar aduce foarte multe pierderi. Ați fi crezut, domnule ambasador, că Vladimir Putin va invada Ucraina? Mai mult nu decât da. Și totuși... Dar văzând, să fac o alegorie, văzând în comportamentul lui de ultimul timp unele trăsături caracteristice începutului secolului trecut al lui Hitler, am înțeles că o să se întâmple acest lucru. Și îl vedeți dând înapoi din cauza unor sancțiuni economice? Putin e educat într-un alt sistem de valori. El se oprește numai acolo unde e oprit și înțelege numai limba forței. Acum rămâne de văzut cât de puternică va fi această ripostă de a-l opri, inclusiv pe cale politico-diplomatică, sancțiuni și linie militară. Paun Rohove, însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în România și în urmă cu puțin timp, ministrul de externe al Ucrainei scria pe Facebook: în acest moment Putin aruncă Europa în cea mai întunecată perioadă din 1939. Orice guvern care speră să stea deoparte este naiv. Nu repetați greșelile trecutului, loviți Rusia cu sancțiuni severe acum. Ajutați Ucraina cu sprijin militar și financiar. Împreună putem. La telefon cu noi este fostul ministru de externe, domnul Cristian Iaconescu. Bun găsit! L-ați auzit și pe ambasadorul Ucrainei la București, domnule Iaconescu. Domnul Putin, spunea Paun Rohove, înțelege doar de forță. Între timp, domnul Putin a făcut o ofertă, se cheamă, a spus că, domnule, eu mă apuc de negocieri, dacă demilitarizați și neutra și Ucraina devine neutră. Asta e o ofertă serioasă de luat în seamă sau ce reprezintă ea? Este o precondiție transmisă unui stat care se află în război, care este atacat militar. Câtă vreme există o agresiune, nu se pot pune în discuție norme diplomatice în relațiile internaționale. Deci, ideea că la un moment dat o agresiune se oprește, indiferent pe ce criterii politice sau în legătură cu suveranitatea unui stat, este inadmisibilă, pentru că se poate crea un precedent prin care, la un moment dat, să tragi foloase politice doar prin simplu fapt că ameninți statul respectiv cu armele. Deci, din această perspectivă, înainte de a fi luat în considerare președintele Federației Ruse cu orice fel de propuneri face, trebuie să oprească această intervenție și să se retragă din amestecul militar agresiv în ce privește Ucraina. În această ordine se poate discuta privind o soluție de pacificare. Acum, ați văzut ce spune ambasadorul Ucrainei în România. Putin înțelege doar de forță. Înțeleg sau îmi dau seama din acest dialog că nu există nicio soluție pe teren alta decât confruntarea armată, nu? Adică până când cele două forțe
nu-și epuizează această etapă militară? Sigur, ambasadorul Ucrainei, în situația excepțională prin care trece țara asta, nu poate privi decât spre variante care, într-adevăr, sunt maximale. În opinia mea, situația trebuie analizată cu toată luciditatea și găsite acele, deocamdată nu soluții, ci culoare de reluarea negocierilor și a dialogului. Vom vedea la ce soluții se va ajunge, dar în orice caz nu sub amenințarea armelor. O precondiție necesară și cât se poate de suficientă ar fi să se înceteze focul, după aceea discutăm de rezolvarea pe cale pașnică și acestei crize și de stabilizarea unei poziționări geostrategice. Ideea de escaladare, indiferent din ce direcție vine, după părerea mea, nu este una care să aibă succes, mai ales din punct de vedere diplomatic și politic. Acum, e de așteptat sau, cum să vedem lucrurile, de așteptat ca această ofensivă militară să continue în orele și zilele următoare, nu? Cu bănuiala că obiectivul este ocuparea unor orașe sau orașelor mari. Ce credeți? În acest moment, din ce afirmă Moscova și din ce aproximativ rezultă din teren, ofensiva rusă ar viza infrastructura militară a Ucrainei și din această perspectivă, oricum, situația este extrem de complicată. Deci, nu cred că se va rezolva foarte simplu această situație și nu cred că ar apărea un sentiment de reținere din partea Moscovei din punct de vedere militar prea curând, din păcate. Nu cred, pe de altă parte, nici că ocuparea totală a Ucrainei sau un război generalizat ar fi dezideratul pe care l-ar urmări Federația Rusă. Cred că, pe de o parte, privesc cei de la Moscova privesc spre mișcările militare și, pe de altă parte, sunt foarte atenți la reacția Occidentului, mai mult decât a Ucrainei. Deci, din acest punct de vedere, răspunsul occidental care va veni în orele următoare va fi determinant în a convinge Moscova să aleagă o strategie sau alta. Și nu trebuie minimalizate semnalele în ce privește sancțiunile. Atenție, aici discutăm despre o problemă care economic poate fi dramatică pentru Federația Rusă, dar și pentru cetățenii ruși, începând din următoarele 24 de ani. Cristian Diaconescu, fostul ministru de externe, mulțumim tare mult, domnule Diaconescu. Criza din Ucraina o urmărim de-a lungul zilei la Europa FM. Piața Victoriei în această seară cu Ioana Enedogioiu este exact pe acest subiect, cu istoricul Armand Goșu invitat, de asemenea expertul în analiză militară Hari Bucur Marcu, și s-a gândit Ioana să abordeze și din perspectiva pieței de energie, Cătălin, această situație, și îl are interlocutor pe Răzvan Chisăliță. Între timp, știrile Europa FM la ora 17.